Am observat că la nivel local există o mare, mare problemă în sensul faptului că DNA a dat drumul la un comunicat prin care confirmă faptul că există suspiciunile de corupție în ceea ce privește activitatea din primăria Focșani cu referire la activitatea fostului primar. Și vreau să atrag atenția pe această cale că orice astfel de, să zicem noi, acțiune a DNA-ului asupra unei instituții publice nu trebuie să rămână neobservată și adresez o întrebare către actuala administrație PSD a municipiului Focșani. Ce se întâmplă cu persoanele vizate din acest dosar? Pentru că, după câte am văzut, este vorba și despre doamna Costin, care este șefa pe investiții, dacă nu mă înșel, și doamna Grosu, să nu greșesc. Aceste două doamne, ce se întâmplă cu activitatea dumnealor în perioada următoare, având în vedere că, și aici nu vreau să fiu ironic, dar nu pot să las lucrurile așa, după cum ați observat, luminițile din Piața Unirii au început să facă un scurt circuit în ceea ce privește administrația PSD. Și vreau să atrag atenția încă o dată că administrația PSD trebuie să iasă public și să spună care sunt aspectele care sunt urmărite în activitatea celor două doamne și a fostului primar, dacă există în continuare suspiciuni și pe alte contracte făcute de către primăria Focșani, pentru că să nu uităm că primăria Focșani reprezintă cetățenii acestui oraș, cetățeni care își plătesc taxele și impostele așa cum pot dumnealor, cetățeni care reprezintă poate și firmele care plătesc de asemenea taxe și impozite locale, firme care cu siguranță ar putea fi ajutate mai mult, dar din păcate la acest moment administrația PSD își dă experiența pe ceea ce înseamnă tot felul de trucuri, neînțelegând că aceste firme sunt cele care trebuie ajutate în mod obiectiv, pentru că neajutând firmele, nu poți să ai un buget local consolidat care să-ți permită investiții și accesare de fonduri europene. Revin pe această cale și atrag un semnal de alarmă, faptul că existând acest dosar și bineînțeles că toată lumea se bucură de prezumția de nevinovăție, dar având în vedere că este vorba despre fapte de corupție, adresez întrebarea publică domnului primar să iasă printr-un comunicat sau cum dorește dumnealui să se exprimă mai bine și să spună care este rolul în continuare a celor două doamne care sunt vizate în acest dosar și dacă se vor lua măsuri în ceea ce le privește. Pentru că nu poți să faci o administrație corectă și să ai persoane psihic și emoțional vorbind, să știi că ești urmărit într-un dosar, să dai cu subsemnatul și tu să te ocupi de achizițiile publice sau de contractele în derulare ale unei primării, primării, după câte știm noi, cu un buget de peste 1000 de miliarde. După cum bine ați văzut, PSD promite, dar nu se ține de cuvânt. Când spun acest lucru, mă refer la minciuna pe care au transmis-o domnilor primari, domnilor aleși locali, la întâlnirea care a avut loc la București, la Parlament. Așa, cu surle și trâmbițe, a venit și domnul Dragnea, a venit și doamna Olguța Vasilescu, mai aveau puțin și scoteau din buzunar bani pentru a le mări indemnizațiile primarilor. Aici vreau să atrag atenția că în sistemul administrației locale există o diferență uriașă între indemnizațiile primarilor și salariile funcționarilor publici. Să nu se confunde, pentru că foarte multă lume confundă indemnizația cu salariul. Primarul, viceprimarul, președinte Consiliul Județean, vicepreședinte Consiliul Județean nu au salarii. Ei au indemnizații care sunt calculate în funcție de numărul de locuitori și alte criterii care stau la baza acestor atribuiri de indemnizații. Fapt pentru care în Senat, prima cameră sesizată, a fost proiectul de lege privind aprobarea ordonanței 2/2017, care privește mărirea salariilor din sectorul public, al administrației publice, și alte măriri care, într-adevăr, sunt binevenite. Cu o singură excepție. Excepția spune că nu se măresc salariile, nu se măresc indemnizațiile aleșilor locali. Aici, făcându-se referire, primari, viceprimari, președinți de consilii județeni, și județene și vicepreședinții acestora. Ce înseamnă acest lucru? Dacă domnul Dragnea, cu surle și trâmbițe, spunea la conferința primarilor că știe prin ce trec primarii și sunt convins că știe,
știe prin ce trec aleșii locali, prin aceste tot felul de acțiuni care se petrec în ultima perioadă și că va avea în vedere mărirea indemnizațiilor acestora și cât mai repede, iată că în Senat exercițiul democratic a făcut ca această ordonanță unde PNL, Partidul Național Liberal, a făcut un amendament prin care a solicitat mărirea cu 20% și a aleșilor locali, a indemnizațiilor aleșilor locali, a demnitarilor publici cum ar fi, cum se înțelege, a fost respins după cum urmează. 64 de voturi de la PSD ALDE împotrivă, 10 abțineri și 35 de voturi pentru. Deci, una zicem, alta facem. Să înțelegem că PSD doar promite și nu se ține de cuvânt? Sau să înțelegem că PSD nu înțelege adevărata activitate pe care o desfășoară primarii?